această zi și sper că nu veți fi dezamăgiți la sfârșitul acestei prezentări. Aduc binecuvântări și salutări de la frații voștri dragi din adunarea din Phoenix, de asemenea din frații din Delaware, din Pennsylvania, de unde și acolo mă adun și mă strâng cu frații. Și voi mă cunoașteți mai mult de acolo. Salutări de la soția mea, de la sora Gretchen, de la fata mea, sora Rachel. De asemenea, de la sora mea, sora Virginia, am văzut-o că era la convenție mai devreme. De asemenea, multe salutări de la frații din Australia. Am vorbit săptămâna trecută mult cu fratele Ray Charlton. De asemenea, scumpi și dragi frați din New Brunswick, pe care cei mai mulți îi cunoașteți, vă salută și ei. Și salutări de la mulți frați și către frații din România, pe care am înțeles că sunt foarte mulți care ascultă această traducere și participă la adunare, vă salut cu mult dor, drag și pace. Subiectul nostru, trei măsuri de făină, vine din Evanghelia după Matei, capitolul 13, unde găsim că Domnul nostru Iisus Hristos a spus apostolilor mai multe pilde. Le-a spus o altă pildă, citim, în 13 cu 33 din Matei, le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Puțini au putut recunoaște prezența Domnului și a răscumpărătorului nostru la prima venire. Mulți dintre discipolii, din ucenicii lui, nu au înțeles de ce Iisus nu a fost un revoluționar sau un instigator, de ce nu a făcut o revoltă. Sau, mulți dintre ei ziceau, de ce nu răspundea fariseilor, de ce nu le explica clar tuturor liderilor evreilor cine era el și că el era adevăratul Mesia. Vedem că mulți s-au opus pe față și clar, îndeoseb conducătorii evrei, împotriva ideii că Domnul Iisus era Mesia, că el era împlinirea profeților lui Isaia. Domnul Iisus a vorbit într-un limbaj care era potrivit pentru cei care doreau să se uite mai adânc, adică în parabole, în pilde. În Luca 24 cu 32 citim ce le spune Domnul către ucenicilor care mergeau pe drumul către Emaus. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Fraților, aceasta este ceea ce noi toți ar trebui să simțim. Este ceea ce fratele Allen mai devreme a vorbit despre cristalizarea caracterului. Noi trebuie să simțim ca și Ieremia că un foc ne arde în oase, adică Domnul căuta acești ucenici, căuta acești sinceri discipoli la prima lui venire, care doreau, ardea inima în ei, care doresc să li se deschidă scripturile. Le vorbesc în pilde pentru că văzând să nu vadă, auzind să nu audă, pentru că inima acestui popor este rece și întărită și sunt surzi la auzire și umblă cu ochii închiși. Așa că eu am vrut să mă uit și să analizez mai în profunzime și împreună cu voi să ne aplecăm inima în Matei 13, să vedem ce putem învăța cu privire la împărăția cerurilor, chiar și în zilele noastre. Să vedem cu ce compară Domnul Iisus împărăția cerurilor. Pe
Cred că Domnul vorbea în aceste parabole despre împărăția eclesiastică, adică de biserica care va fi făcută pe acest pământ în numele Lui. Și ne putem uita la pilde și la parabole în moduri diferite. Și ne uităm la acestea șapte. Și sunt trei nivele. Primul este aplicațiile practice ale principiilor adevărului, care le găsim în aceste pilde. Apoi, al doilea nivel, atenționarea și înarmarea urmașilor pentru pericole. Iar al treilea nivel, conștientizarea sau înțelegerea profetică pentru ucenici, pentru discipoli. Și iată ceea ce zice Domnul înainte de a spune pildele, parabolele din Matei 13, în 13:9, cel ce are urechi să audă. Fratele Eric a vorbit despre ultima biserică, biserica Laodicea, dar iată că și în Apocalipsa, înainte de toate mesajele date bisericilor, același lucru este spus. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și după fiecare mesaj apare acest lucru. Înseamnă că este o legătură între pildele, parabolele din Matei 13 și cele șapte mesaje date prin cei șapte îngeri către cele șapte biserici din Apocalipsa. Astfel, eu cred că Domnul Iisus ne dă o linie istorică a ceea ce se va întâmpla în biserica eclesiastică, ca să spunem așa, sau de partea pământească, cum se dezvoltă biserica creștină, cerul eclesiastic, după ce Domnul Iisus a plecat. Schimbări progresive pe care le observăm în cele șapte biserici. Și aici puteți vedea pe hartă unde au fost locurile fizice ale celor șapte biserici. Mă întreb că poate și așezarea lor ar putea avea o anumită însemnătate de la 1 la 7. Vedem că ajung la același nivel, se ridică la a treia, dar aceasta este un gând deosebit care se poate analiza altă dată. Vedem Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Din nou găsim că Domnul spune cine aude. Aceste cuvinte și le înțelege. În Matei 13 găsim când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Ceea ce Domnul vrea să spună, că acceptarea mesajului evanghelic la începutul vârstei evanghelice aduce pocăire, credință, consacrare. Chiar în primul stadiu vedem că apostolii au predicat Evanghelia Împărăției și s-au întors cu miile și au primit pe Iisus ca Mesia. Au produs mult rod. Iar începutul bisericii, Petru, Pavel și ceilalți apostoli au evangelizat lumea. În pilda cu grâu și neghina, vedem neghinele. Domnul a spus că a apărut o altă semănătură între grâu. S-a semănat neghina. Și frații au vorbit în pauză, în camera fraților americani, despre imitația de grâu, despre neghină. O condiție care există în întreaga vârstă până la seceriș. Domnul le-a spus, lăsați-le să le crească, să crească împreună până la seceriș. De-a lungul acestei vârste, ascultătorii falși, creștinii falși, sunt amestecați cu cei adevărați și accentul se pune pe ei.
nu pe sămânța rea. Scopul de bază al lui Satana este oprirea completării bisericii prin infiltrarea de doctrine diferite și de purtare, adică de în felul în care oamenii se comportă, de comportament care este acceptabil. După ce ei au adormit, s-a avut loc această semănare a neghinei, după ce ei au adormit, versetul 25. După al doilea și al treilea secol, influențele păgâne au început să intre în biserică prin gnosticism, cauzând o condiție amestecată de corupție reală și politică. Adică s-a amestecat mesajul evanghelic cu politica, cu mesajul social. Deci eu spune că aceasta este o corupție politică care apare în biserica adevărată. Între slujitorii Domnului apare implicarea în politică sau în viața socială. 3. Sămânța de muștar, versetele 31-32, începe bine, dar vedem că se termină rău, fiindcă vedem că copacul se face așa de mare că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Deci, de la neghină se ajunge la stadiu următor, la grăuntele de muștar, la copacul care crește așa de mare. Este construită din prima și a doua parabolă și însemânțarea neghinei care a venit peste grâu a dus la a treia condiție. Planta de muștar nu este un pom, ci este vegetală de vine ce nu ar trebui înălțimea de 1,5 până la 2 metri pe măsură ce florile lor se veștejesc și apar păstăi cu semințe pe ramuri. Citim aceasta în Genesa 1, 11 la 12, a treia zi a creației, iar păsările care au fost în prima parabolă au devorat sămânța cea bună care era acum în ramurile copacului. Deci în acea parte a împărăției cerurilor, cred că aceasta se referă la perioada de timp în anul 313 după Hristos, înainte ca Roma imperială a schimbat întreaga structură a creștinătății și urma. Deci a început de la acea perioadă creșterea copacului de muștar. După aceea, ajungem la subiectul nostru, aluatul ascuns în făină, versetul 33. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. 3 măsuri de făină sunt 13 litri aproximativ, denotă evreescu seah. Și aceasta este cam 39 de litri de măsură când înmulțim cu 3, destulă pentru a face mâncare pentru un ospăț mare. Este această plămădeală bună sau rea? Și aici aceasta va face toată diferența. De multe ori în Scriptură se folosește această făină și plămădeală în sens negativ, mai mult decât pozitiv. Să vedem cum aplicăm și cum alți comentatori aplică răspândirea Evangheliei întreaga lume. Dar, în primul rând, împărăția lui Dumnezeu poate avea începuturi mici, dar va crește. Drojdia are dimensiuni microscopice și doar puțin se frământă în aluat. Cu toate acestea, cu timpul, drojdia se va răspândi prin tot aluatul. În același mod, domeniul lui Iisus a început cu 12 oameni dintr-un colț obscur din Galileea, dar s-a răspândit în toată lumea. Evanghelia face progrese. Apoi, în reprint, citim, fratele Russell ne spune această parabolă, studenții Bibliei ajung să înțeleagă că înseamnă o corupție a mesajului divin, hrana spirituală pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru biserică, și anume această parabolă ne arată că credința
dată Sfinților odată, ar fi pierdută, viciată, amestecată cu eroare, până când nu va mai fi hrănitoare pentru familie. Apoi, citim că Domnul Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă, ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis, tâlcuiește-ne. Iisus explică-se semănătorul și apoi mai dă încă trei parabole. El spune că el este semănătorul și apoi mai dă alte trei parabole. Și au fost numai pentru discipolii apropiați următoarele trei parabole. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Versetul 16 din Matei 13. Găsim aici semănătorul, apoi grâul și neghina, apoi sămânța de muștar, apoi drojdia și apoi găsim ultimele trei, comoara din țarină, perla de mare preț și năvodul. Domnul Iisus ne spune, explicând cum semănătorul ne dă cheia pentru tot restul. Mesajul adevărului va produce rezultate diferite de-a lungul Evangheliei, iar numai un grup mic de oameni îl va accepta. Trei ascultători neproductivi sau trei clase și numai unul productiv. Unii nu se vor hotărâ niciodată, alții vor fi de suprafață și mulți vor fi înghițiți de spiritul lumii. Doar puțini vor produce multe fructe și vor face efortul pentru a semăna semințe cu rezultate. Și în context, vreau să spun că este o carte publicată de anumiți frați cu privire la parabolele Domnului Iisus, frații din New Albany. Dar apoi el adaugă, Domnul Iisus adaugă încă trei pilde, cum am menționat, și ascunde o a opta, care scapă multor comentatori biblici. Și vom vedea spre sfârșit aceasta. Pilda a opta parabolă despre cărturarul care scoate comori noi și vechi. Și aceasta în timpul secerișului, cred că. Dar aceste șapte sunt cheie pentru noi ca să înțelegem împărăția spirituală și lucrarea pe pământ a împărăției în timpul vârstei evanghelice. Dar de ce a plecat Domnul Iisus de la mulțime când a spus parabola cu plămădeala? Ne uităm la trei măsuri de făină. Cantitatea de făină care menționează Domnul este cel mai surprinzător element al parabolei, ceea ce nu este pe deplin evident în majoritatea traducerilor în limba engleză. Trei măsuri este traducerea obișnuită pentru triasata, în greacă originală, care este puțin peste un bușel de făină, aproximativ 144 de căni. Nu cred că e o coincidență acest fapt, că vedem că într-un bușel de făină sunt 144 de căni. Și când vedem că pâinea albă este de bază folosește 5 căni jumătate, și aceasta este îndeajuns ca să se facă 26 de pachete de pâine cu câte două pâini, total 52 de pâini, călugărul de pâine se mai numește. Acesta poate că este un indiciu al înțelegerii că împărăția cerurilor se referă la biserica de pe pământ. Aceasta este multă pâine, ca să înțelegi. Dar poate că aceasta este ca să ilustreze ce va fi biserica pe pământ în timpul vârstei evanghelice, cum va fi. Haideți să vedem încă câteva măsuri de mâncare. Aici, Genesa 18 cu 6 este prima folosire a jertfei de mâncare când s-a anunțat nașterea lui Isaac. Doi îngeri, ne amintim, îl vizitează pe Avraam înainte de distrugerea Sodomei
Iar Avram îi spune lui Sara să pregătească o mâncare. În versetul 6 citim, Avram s-a dus repede în cur la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă frământată și fă turte. Și iată că Sara, nevastă-ta, va avea un fiu. Aceasta nu este doar despre nimicirea și distrugerea Sodomei, ci este și faptul că îngerii i-au vestit că va avea un fiu. Și vedem care de-a face și cu legământul și cu partea Sara a legământului avramic. Fratele Maggison spune, graba pare să sugereze că au mâncat pâine nedospită, fiindcă n-au avut timp să stea până dospească pâinea. Și din nou vedem că pâinea nedospită are legătură cu o jertfă spirituală, cu o ofrandă adusă Domnului spiritual. Apoi îl găsim pe Gedeon în Judecător 6:19, când Gedeon este vizitat de îngerul Jehova înaintea bătăliei de la Israel împotriva madianiților și amaleciților. Apoi a urmat semnul cu lâna, citim, Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azim dintr-o efă, adică o efă trei măsuri de făină. A pus carnea într-un coș și ziama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și i le-a pus înainte. Judecător 6:19. În reprintul 4082, fratele Russell spune că Gedeon l-a reprezentat pe Domnul Iisus și grupul lui de învingători din viacul evanghelic. Acesta e un element foarte important, fiindcă aici vedem cum va fi biserica adevărată. Dumnezeu îi alege pe cei ce aud chemarea, dar trebuie ca ei să o audă și să o accepte cu umilință și zel. Și apoi ei lucrează și Domnul lucrează cu ei fiecare la transformarea caracterului, astfel încât inima lor să devină o copie a lui, a Domnului Iisus. Apoi găsim în 1 Samuel 1:24 jertfa lui Ana. Și găsim că Ana îl aduce ca jertfă pe Samuel lui Jehova. Îl predă în mâinile lui Dumnezeu. Și când l-a înțercat, l-a suit cu ea și a luat trei tauri, o efă, trei măsuri de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo, copilul era încă mic de tot. Apoi găsim în Levitic 24:5. Sigur, cunoaștem cu toții pâinea pentru punerea înainte. Era mâncată de preoți și reînnoită în fiecare sabat. Vechiul și Noul Testament găsim, conțin 66 de cărți. În versetul 5 ni se spune să iei floarea de făină și să faci din ea 12 turte, fiecare turtă să fie făcută din 20 de efă. Preoțimea reprezintă biserica veacului evanghelic, care este întărită prin însușirea acestei pâini, adevărul în sfânta tabernacolului antitipic. Citim aceasta în Umbrele tabernacolilor la pagina 22. Și apoi, când se folosesc trei măsuri de făină, trebuie să fie în legătură cu jertfa potrivită adusă în tabernacol. Tradiția adaugă că pâinea a fost întotdeauna nedospită, câțiva au pus sub semnul întrebării acest lucru, dar fără dovezi. Și când ne amintim cât de strictă era interzicerea drojdiei chiar și în orice jertfe făcute de foc pe altarul din curte, ea nu putea a fi tolerată aici, în locul preasfânt. Nu faceți greșeala că drojdia simbolizează doar doctrina falsă. Amintiți-vă că este definit și de apostol să semnifice o dispoziție rea, chiar o formă de răutate mai comună, între cei care l-au acceptat pe Hristos numai în nume, adică nominal. Și aceasta
este o ilustrație a faptului că avatul din parabolă reprezintă corupția în biserică din timpul veacului evanghelic. Cuvântul drojdie îl găsim sub diferite forme și inflexiuni de 71 de ori în Vechiul Testament și de 17 ori în Noul Testament. Și este simbolul potrivit pentru ceea ce este rău. Nu există nicio excepție de la această regulă. Găsim aceasta analizat în reprintul 84. De asemenea, Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:6 ne spune: nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați dar aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Drojdia este o convingere care nu vine de la Jehova. În Galateni 5, de la 7 la 9 citim: cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. În toate celelalte parabole, un bărbat este folosit. De ce este o femeie folosită în această parabolă? De ce în această a patra parabolă din Matei 13 avem o femeie? Nu vreau să zic că toate femeile sunt corupte. În Apocalipsa avem biserica adevărată, care este reprezentată de o femeie, legământul Sara, dar după aceea găsim în Apocalipsa 17 femeia care reprezintă biserica apostată. În Galateni 4 găsim că femeile reprezintă legămintele. Dar cred că aceasta este pentru că atunci când o femeie e folosită ca simbol, înseamnă un sistem de credință. Femeia aceasta i-a luat și l-ascunde în pâine. A lua, ea, poate însemna a ajunge în posesia sau a apuca. În limba greacă, este cuvântul din care noi luăm a ascuns, encrypto. Ne gândim acum în vârsta tehnologică cu ceva encrypt, că este encrypt, encrypted sau codat în limba română. Cuvântul nostru este încriptat. Scopul este de a-l păstra secret. Deci aici crede că această femeie încearcă să țină împărăția lui Dumnezeu secret față de cei care au dorință să ajungă cu adevărat în ea. Îl ascund, ascunde această și cum se ajunge în această împărăție. Ridicalitatea papalității la putere. Aluatul este amestecat în biserica veacului evanghelic. Aluatul nu este folosit în Scriptură în sens pozitiv niciodată, înseamnă că situația se va răutăți. Singura dată când e folosit într-o parabolă, Apocalips 19:2 citim, el a judecat pe curva cea mare care strică pământul, în Apocalips 2:18-29, Tiatira, găsim stabilirea papalității romane care a durat între anii 539 și 1517. Unii zic că au început în 799. De ce începem în 539 după Hristos? Papa Agapetus a murit în 22 aprilie 536. Silverius a fost numit papă prin influența împăratului goților. General bizantin Justinian a ocupat Roma la scurtă vreme după aceea și a numit pe Vigilius apocrisariul său, reprezentativ diplomatic de înaltă statură, ca papa în Constantinopol în loc de Roma. Justinian le-a depozitat pe Silverius în 538. Justinian i-a atacat pe goți în primul război gotic în martie 537-martie 538. Generalul Belisariu a cucerit cele mai multe cetăți gotice și a controlat o mare parte a Italiei la sud de râul
Poe până la sfârșitul anului 539. Apoi, capturarea Ravenei în 540 de către armatele romane sub Belisariu a doborât ostrogoții. Istoricul Gibbon citează ca ultim obstacol în calea autorității lui Justinian, Belisariu s-a întors la Constantinopol, la echinocțiul de primăvară, Papa Vigilius începe în interpunerea afacerilor civile și eclesiastice din toate țările. Patru controverse notabile încep în perioada aluatului. 1. Dacă Iisus a avut o singură natură, Consiliul din Constantinopol, 533, o singură voință în Hristos sau 2. Consiliul din Constantinopol, în 680, 3. Folosirea de icoane în serviciu religios, al doilea Consiliu din Nicea, 787, 4. A fost Iisus Fiul lui Dumnezeu sau ființă divină, Sinodul de la Aachen, în 799. Adevăruri pierdute în timpul acestor controverse sunt natura lui Dumnezeu, Iisus, Spiritul Sfânt, natura omului, natura păcatului, harul liber și alegerea, biserica, separat de mileniul papal. 1799. La 5 ajungem la comoara din țarină și Domnul vorbește ucenicilor săi. Comoara din țarină, în versetul 44. În reprintul 4535, fratele Rusel aplică această parabolă și următoarea parabolă pentru răscumpărare și respectiv pentru jertfă pentru păcat. Discuția sa nu s-a referit la împlinirea cronologică a pildelor, așa cum este scopul acestei discuții. Cronologic, acestea se referă la recuperarea scripturilor ca cuvântul lui Dumnezeu și la conceptul de înaltă chemare. Și apoi avem perla de mare preț, a șasea parabolă, în versetele 45 la 46, că împărăția cerurilor se aseamănă un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, devinde tot ce are și îl cumpără. Apoi avem parabola cu năvodul, versetele 47 la 50. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Aceasta ne arată că la sfârșitul veacului va avea o alegere. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci cred că aceasta ne arată separarea de grâu și neghină. Și înțelegerea acestor șapte parabole se extinde dincolo de timp. Prima parabolă a semănătorului se referă la prima venire. Năvodul se referă la a doua venire. Scopul grâului și al neghinilor nu este recolta, ci a avertizat de dușmanul care seamănă neghina. Scopul năvodului este axat exclusiv pe separare. Când vedem că despărțesc ce este bun și aruncă afară ce este rău, despărțesc peștii. La fel, la sfârșitul acestei veac evanghelic, acestei vârste, are loc o separare. Combinând totul, ne ajută să înțelegem mai bine istoria și lucrarea veacului evanghelic și stadiile bisericii. Și cum cu adevărat a fost și cum trebuie să ne uităm cu atenție că biserica din Laodiceea este ilustrată prin acest seceriș, prin acest năvod care îi tras la mal. Și când Domnul Iisus le spune la început, cine are urechi de auzit să audă, și după aceea ultimele trei pilde le spune separat pentru ucenicii lui, acestea se referă la reformația care vine, după aceea se referă la extinderea protestanților, cercetarea scripturilor mai îndeaproape și în cele din urmă la seceriș. Deci ultimele trei, Biserii Sardis, Filadelfia și Laodiceea. Haideți acum să ne uităm și la
ultima parabolă care este pierdută din vedere de mulți care analizează Biblia. Versetul 52, și el le-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Deci a spus Domnul Iisus acest lucru la sfârșitul acestor 7 pilde. Cred că a vrut să arate că la timpul acestui seceriș va fi un cărturar, cineva în acest seceriș, care va scoate lucruri noi și lucruri vechi din gospodăria divină. Și perioada de recoltare și lucrare a pastorului Russell, cred că se potrivește bine istoric cu aceste evenimente. Cărțile lui sunt traduse în aproape toate limbile de pe pământ. Citim că a ținut 30.000 de predici, 50.000 de pagini scrise, 8 milioane de volume de studii în scripturi fuseseră vehiculate în toată lumea în 1916. Chiar și astăzi este un număr foarte mare ca cineva să pună 8 milioane de volume. Predicile pastorului Russell au fost publicate săptămânal în peste 1000 de ziare. În Habacuc 2.2 cunoaștem, Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Nu ca să spui că s-a împlinit, ci ca să se poată citi ușor, adică să se vadă vârsta evanghelică, să se vadă istoria, să se poată discerne ușor de către cei înțelepți care caută să discearnă. Și lucrarea pastorului Russell a reînviat credința dată odată sfinților și angajamentul personal. Gândiți-vă că în această parabolă cu făina, adevărul fusese aproape exterminat de filozofiile seculare. Caracterul lui Dumnezeu s-a pierdut din vedere și claritatea frumuseței caracterului și a planului divin. Noi ar trebui să ne aducă o bucurie sinceră și adevărată faptul că aceste adevăruri sunt redescoperite. Bucuria simplă care le-a fost adusă celor care au trăit cu erori, le-a fost adusă de aceste adevăruri care au fost aduse la lumină și propovăduite și publicate și ilustrate. Fraților, ce ar trebui să facem? Ne sfătuim să continuăm să ne pregătim. Cum citim în Efeseni 6, 13 la 18, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Rămâneți angajați și dedicați. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Marcu 8:34. Împotriva a tot ceea ce se întâmplă în această lume, toate distracțiile, toate înșelările, să rămânem angajați, să rămânem dedicați Domnului și serviciului Lui în viețile noastre. Un frate ne-a arătat în pauză o carte deosebită. Și aici este un citat că Evanghelia adevărată este o chemare la umilire și la abnegare de sine. Nu este o chemare ca noi să ajungem ceva mari cândva. Deci adevărata Evanghelie este o chemare la umilință și la slujire. Fraților, continuați să vă ațintiți ochii în sus. Să scoatem drojdia din viața noastră spirituală, atât în credința noastră, cât și în caracterul nostru. Fraților, citim în Apocalipsa 7:3, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Fraților, să ne străduim să fim din cei care suntem pecetluiți pe frunte, dintre cei care slujim pe Dumnezeul nostru.
Și ni se promite că cei care sunt credincioși și pecetluiți nu vor lua parte în ultima pedeapsă care va veni peste lume în bătălia Armagedonului cea mare. De aceea și noi, ca fiecare, să ne străduim din nou, să scoatem drojdia din noi, să ne amintim că dragostea fără margine a lui Dumnezeu este cheia eliberării noastre. După cum citim în Romani 8 cu 38 și 39, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Slava și gloria să fie a lui Dumnezeu în veci de veci. Amin.